Ne așteptam la început așa bogăție de oameni frumoși, dar ne bucurăm că această sală este un pic neîncăpătoare. Bine ați venit la acest frumos eveniment, Poetul în cetate, un eveniment care aduce, iată, la oaltă, mulți autori ai Ionești. Și asta din toată de se gândește. Profit de ocazie să vă transmit alături domnului director Ionu Stăinie. Din păcate nu a putut să fie prezent, dar vă mulțumește că veniți în numai atât de mare la bibliotecă. Salută prezența dumneavoastră aici și vă dorește mult succes astăzi la această activitate. Am vorbit despre evenimentul de astăzi și cu directorul Bibliotecii Județene din Vahăl, domnul Adrian Jicu, cel care mâine inaugurează Bachfest, un eveniment cultural deosebit, un eveniment cultural de avergură la nivelul județului Bacău, 4 zile, dintre care una se va desfășura aici la Onești. Duminică o să avem o lansare de carte și un concert aici la Biblioteca Municipală Radu Roseni și mulțumim pentru acest lucru bibliotecii din Bacău și Consiliului Județean Bacău, cei care au făcut posibilă organizarea acestei a 4 zile a Bachfest la Onești. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și o invitată de mine pe doamna Emilia Cozilu, cea care va modera împreună cu doamna profesor Dr. Macea evenimentul din această zi. Doamnelor, dacă Lumancea dorește să aducă scaunul mai încoace, aș putea să ne fim o să rămân aici. Ca să legăm puțin lucruri, mi-aș amintit că duminică, dacă am reținut eu bine, de la 12, așa mai în mijlocul zilei, o lansare de carte și poate un concert. Deci, ar putea să prezinte interes să la ora 13. Da, eu așa cred. V-am ținut minte bine, dar o să mai afișăm, o să mai popularizăm. Dacă dați pe internet Bachfest 2024, găsiți detaliile pentru toată lumea. Da, dar și poate ajungeți aici și ne orientăm puțin. Da, eu anul aș vrea să fac niște precizări în legătură cu ceea ce se întâmplă aici. Este vorba despre, am pus această denumire Poetul în cetate și în momentul în care am gândit la Poetul în cetate am simțit nevoia să mă ridic în picioare, că mi se pare că e nevoie de o formă de respect suplimentară. E vorba de o manifestare prestigioasă și foarte veche a Oneștiului. Eu am aici jurnalul literar, o ediție care reunește informații pe 40 de ani și dacă suntem sănătoși și o fi în stare, mă grupa și informațiile din următorii 10, că au fost peste 50 de ediții. Din ce știu eu, doamna profesoară Florica Bărescu și-a construit un proiect în care o să facă istoricul Fundației Naționale G. Bărescu de la începutul ei și va prinde și asta. Aici, e precizat prima dată Poetul în cetate la ediția a 7-a, în 1975. Și am revăzut, deși eu îmi aduc aminte din copilăria, din puterea mea, evenimentele respective. La Poetul în cetate, doamnelor și domnilor, au participat Ghida Stănescu, Marin Sorescu, Ana Blanșiana, Ion Caraion, Ioan Alexandru, nume foarte mari din poezia românească și noi suntem datori acum să măcar să ținem flacăra cât de cât aprinsă. Pentru că e vorba de ceea ce reprezintă, cum să zic, apogeul sensibilității omenești, poezia. Dacă sunteți curioși de istoria culturală a Oneștilor în zona asta, Fundației Naționale G. Călinescu, jurnalul acesta literar am descoperit, se află la sediul Fundației mai multe exemplare, deci
încă mai puteți cumpăra cu 50 de lei, că e devin mai vechine, așa, și puteți avea informații absolut impresionante. O mișcare culturală dominată la un moment dat de Nicolae Manolescu, cel mai mult, dar și Eugen Simion, au fost pe aici și Gabriel Liceanu, Andrei Pleșu, nu știu, sunt nume care năgălesc, nici mai știi să le spui, sunt zeci de nume foarte mari. Și între toate, din 1975, în marțe, poetul în cetate. Sunt voci, unele răutăcioase, care spun, doamne, dar lângă Lipsa Stănescu, Marin Sorescu, voi veniți cu oameni care nu sunt de aceeași poate amgărăbură, nu știu. Părerea mea e așa, că dacă cineva scrie poezie și are cititori, e fericit și valoros. Adică, există poate oameni care scriu poezie extrem de, știu, profesionist, așa, dar poate prea grea și poate că nu sunt destui cei care să guste și să iubească textele lor. Dacă dumneavoastră ați venit aici și vreți să ascultați aceste versuri, înseamnă că oamenii ăștia care scriu n-au trunit degeaba. Și spun asta pentru că acum vreo câțiva ani știți foarte bine, premiul Nobel pentru literatură i s-a acordat unui cântăriu ușoară care își scria și versurile. Sigur, a fost un scandal uriaș. E vorba de Bob Dylan. Dar comisia care a dat acest premiu atât de prestigios a motivat în principal cu notorietatea, spunând că versurile lui Bob Dylan sunt știute pe de rost de milioane de oameni pe planetă. Contează și asta. Da? Mesajul se duce mai departe. Deci eu nu zic că nu trebuie să ținem la valoare, sigur, ne străduim și cei care scrieți știți foarte bine că ați scris și rescris și v-ați trezit noaptea și au mai schimbat și o virgulă câte ceva, că e trudă multă, deci nu zic că nu e vorba de valoare, dar e foarte important ca ceea ce scrieți să nu rămână literă moarte, să trăiască și să trăiască prin cititorii versurilor. Și de-aia suntem noi aici, ca să facem să fie vie poezia și să ne bucurăm împreună, să împărtășim această bucurie a textelor frumoase. Sperăm să fie această împlinire a tuturor. Mulțumesc! Da, să zicem, eu de bătrânite referitor la poezie și chiar de la vârstarea poetică, în continuarea ideilor spuse de doamna profesoară, am să citesc și eu niște versuri celebre ale lui Ghezeu, că nu e om să nu-i scris o poezie, măcar o dată doar dată în viața lui. Dar era un tine care se predona cu mulți ani în urmă și care încuraja în fel ideea de a exprima un gând, un sentiment, o trăire prin intermediul versului. Cred că inițiativa aceasta iată a poeziei anul timpilor, care vine cumva și în completarea ideii de anul timpului ale vârstelor, este una foarte bună, decât ne determină să împărtășim neagră o stare, să ne cunoaștem și, de ce nu, într-adevăr, să ne căutăm cărțile și să le citim. Așa că vom începe, zic eu, această lucrurile de poezie. Da, am o precizare de făcut, că așa vom începe. Poetul cetate a fost cu putință, pentru că aici în Onești a existat un om care a crezut în ideea aceasta, că poți să popularizezi poezia, că poți să faci oamenii să se deranjeze de acasă, de la ei, în confortul lor, să lase alte activități și să vină să asculte poezie. Și omul acesta este Constantin Tehaș Ciobanu, adică cineva care scrie poezie și scrie poezie bine, chiar foarte bine.
Deci, de fapt, datorită dumnealui, suntem aici. Tot domnul Ciobanu a avut atunci inițiativa de mult să alcătuiască acea culegere cântece în coloană și, am zis, din 1975 a început să numească poetul în cetate, în cetatea luneștilor, dar pe dumneavoastră are simbolul cetatea de inimă. Dacă domnul profesor Fornica, membru vechi al fundației și secretar al fundației, știe mai multe despre poetul în cetate, poate ne spune acum două cuvinte. Da, bună ziua, bine v-am găsit, bine ați venit. Nu știu mai multe. Știu doar că am petrecut multe ediții împreună cu domnul CTH Ciobanu, dar ce pot să spun acum așa luat pe nepregătite și să fie și scurt, este că chiar asta căutam acum în teren, dar n-am apucat să-mi găsesc. Vreau să văd originea sintagmei, care am o bănuială că nu se găsește aici, originea sintagmei. Trebuie să facem cercetări, dar nu am. Suntem în anii 60-70, când în țara noastră este, știți foarte bine, ce regim, și orașul Onești era un oraș eminamente, ca să zic așa, industrial, muncitoresc, un oraș de strânsură, cum spunea. Ulterior i s-a zis o Americă a României, cu oameni din toate părțile. Și poetul în cetate ambiționa să coboare poezia dintr-un înalt. Călinescu avea niște versuri foarte interesante, cred că și de acolo s-a inspirat domnul Ciobanu Ciobanu. Fără ca în poemul lui Călinescu, îmi scap acum titlul, l-am citit cumva, public, poetul coboară din înalturi și ajunge în cetate aici, fiind adevărata lui realizare. Deci asta aș putea să spun. Cred că acesta este gândul domnului, a fost gândul tânărului Constantin TH Ciobanu, care a creat acest recital în ideea de a nu de a vulgariza, de a populariza, vulgariza în sensul prim. Bun, asta e domnul. Nu de, în ideea de a populariza poezia, ci de a o face să trăiască în fiecare dintre noi. Eu mi-am aminte că numai la zilele culturii se făcea poetul în cetate, oare mai fost și altfel? Nu, 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 la zilele. Suntem acum primii care ne-am zis. Nu, nu, la zilele culturii, atât de asta se făcea. Numai la zilele culturii. Și acum, deci, o premieră, sperăm să nu fi supărat pe domnul profesor, că nu mai pe nepregătite, să zicem așa. Nu l-am scris la OSIM așa. Exact. Ne-am gândit să începem așa, cu câteva versuri ale poetului CTH Ciobanu, cum își semnează dumneavoastră poezile. Și domnul profesor a delegat-o pe doamna profesoară Doina Ionescu să-i citească două poezii, să deschidă festivalul de poezie. Mulțumesc! Bună ziua! Sunt Doina Ionescu, profesoară de matematică și autoarea volumului de poeme, versul Reîntors în destin. Am vorbit cu domnul profesor Constantin TH Ciobanu, mentorul meu, și m-a rugat să citez, ghilimele. Transmiteți-le celorlalți salutări din partea mea. Închei, închei ghilimelele, am luat notițe când am vorbit cu domnul profesor. Am permisiunea domniei sale să vă recit din opera sa două poeme. Din volumul Pasul pe nu, apărut la editura Aristarc, 2000, primul poem, autor, domnul profesor Constantin TH Ciobanu. În unul, cu mine pe mine călcând, mă ajung din urmă să mă văd bine desprins în avans, cu o fugă de cel rămas și abia luându-mă odihnit pentru ce se repetă, tocmai din partea în care îmi calmez respirația, mă aud venind celălalt să mă întregesc pentru despărțirea următoare. Și al doilea poem, tot din volumul Pasul pe nu, sosit. De parcă n-ar fi târziu, de parcă n-ar fi târziu,
locurile pe unde n-am ajuns se apropie prea calme cu tot ce vedeam fără să ating, ori pricepeam prin zidul de dincoace de sens să-mi răspund în celălalt capăt al dorinței, gata să-mi restituie viitorul cu care le-am trăit. Da, aveți că sună bine. Ce a lui, într-adevăr, poezie. Și acum, conform afișului pe care l-aveți, dar și cu niște adăugiri la acest afiș, am ordonat că autorii alfabetic, ca să fie dreptatea alfabetului adusă aici. Așa că omul începe cu primul nume de acolo, dar dacă era o idee, doamna Gărmacea, nu știu, dumneavoastră a transmis la presă, ideea să citească și din alt autor. Mă rog, o prezentare, da. Vedeți cum aveți gândit asta. Da, deci eu așa am gândit că poezia aceasta a Coanei, pe care o propunem astăzi, ar fi o lectură din creația copie, dar pentru că vă gândeam că sunt în sală și persoane care iubesc poezia, dar nu scriu, pot să ne aducă o stare poetică, amintindu-ne de alte nume, da, și de alte poezii ale Coanei. Dacă vă gândiți la ceva, cred că doamnele bibliotecare ne pot ajuta cu niște cuvinte și între timp să căutați poezia care vă place. Vreau să ne cunoaște ceva muzică la un moment dat. Da, sigur. Vom vedea dacă... Dar deocamdată, haideți să începem cu versuri. Întâi să încărcăm puțin arbele cu versurile și că urmă, la un moment dat, vedem cum se simte, cum dumneavoastră doriți, puteți să vă spuneți cum de vedere. Ia să vedem. Este un tânăr acolo care aș zice că a debutat la poezii, la Florin Poezii, nu? Atunci l-am auzit prima dată, Alin. E aici, Alin Apostu, și care, iată, recidivează. A venit și acum, Alin. Cu spatele la afiș, că poate îți facem și o fotografie și se vede că exact. Am ales să încep cu recitalul, să punem folosire și doar cu poezie care am scris-o de observa. Sper să o dată. Se circulează de toamnă. Urlă vântul, răs de vioară, plumă de toamnă, baladă uitată. Cel roșu ne încojoară, ne înfioară, greu mi se arată, prin pădure cu copaci tablouri, lini curci șerpuite râuri, se văd în zare focuri, miros de mort, dante moște, plânzi de nume, urme de bube, copii se joacă, frunze se aruncă, vântul îi moșcă, țipă și cântă. Așa și am mai pregătit alte două poezii. Una este intitulată Alegerea Bună și cealaltă Ce ai văzut până aici. O să încep cu Alegerea Bună, că e mai bună. Să iau alegere bună. Exact. Deja e ciocuit în piatră. Nu te supăra, dragă. Nu e prima dată. Știu că mintea ta era numai o variantă. Te mint nu mai mult decât mine. Ai făcut totul complicat, dar eu deja știam ziua de mâine. Nu țin mânie. În această inimă este numai secetă și tragedie. Dulceața ta pentru mine avea gust de amintire. În nopțile astea lungi, tu ai fost lângă el, eu de somn am pus lipsa, analizând toate consecințele, pentru că știu că sunt de fel de ment, parcă mai am puțin și nu mai pot gândi coerent. Sub și în ochi, neagrinii cu casmoala, rog pe barman să nu te iartă la fapt, beau din paharul ce mai are puțin și se sparge. Prea multă presiune a simțit din suspinele mele la mare. L-am cunoscut, de asta am fost simțit deja pus. Nici nimic nu spusese întrebarea, dar răspunsul era deja în mine. Mă bucur că știu că o să faci alegerea bună, chiar dacă promisiunea a făcut a devenit niciuna. Te vei duce în continuare, mai departe, acum ai drumul liber, mai da la o parte. Nu mai spusa acum aceeași față pe care cea din dinaintea ta a făcut-o. Nu te simți vinovată, nu ești prima care a distrus-o. Și
ultima ce ai văzut înainte și după. De ce să-i spune un om mort viitorul? Deja l-a văzut, așteaptă să revină, mintea mai curată ca o lacrimă stinsă. Alte dorințe înainte să se nască spune, se clătește din propria cenușă adunată în bune. Doar vrea să mai simtă odată fericirea și tristețea din vântul ca o petală. Purtat de vântul ales, se mai pierde iarăși în istorie. La acelea stele se uită și se gândește cum tot să se sature să alerge. Nu caută nimic, știe ce o să primească, iubirea dorită sau puterea răvnită. Îi place bogăția, dar satisface mizeria. Se murdărește doar ca să-i motiv să se cureze. Nu se cruță, își dorește să plângă, să fie alunat și fidelitate fără de urmă. Pe o persoană care s-ar putea să fie reflexie. O ramură a lui care a vrut să vadă altă direcție, la altă vârstă, în altă familie. O minte care înainte de toate își amintește viața de dinainte de moarte. Ești absolvent, vrei să te întrebi pe o zonă tehnică sau urbanistă? Tehnică. Poezia va face viața mai frumoasă. Mulțumim frumos! Doamna Constanța Haider, îmi spuneți câte ceva? O poezie adună, încerc, se rotesc, privesc spre lumină, zarea îmbrânzesc. Parfumul de afară, deci nevăzut, culorile oamenei ne iubesc mult. Atent, reascultăm glasul din noi, ne revedem din nou. Iubirea e în mine, iubirea e în tine, iubirea ne aduce lumina din tine. Pe lângă și culoare în toate scumpințe, iubirea cea mare, pe suflet, pe rechid. Mulțumim frumos! Mulțumim! Da, sunt aici cu mai aceea venit, pe nepregătite. Am nevoie de tine în viață să plinești, călăuză din mine, aștept de cum ești. Alături de tine, poți să domnești dăruindu-te mie trăind lucruri firești. Apatic, nu-i niciun lit, vorbind, sperând, trăind, sigur poate fi fericit, chipul ambilor luminând. Filozofic vorbind, din povești nu i-a dus nimic, dar în suflet candid, sentimentul crește din mic. Apreciind poezia, zâmbești pentru mine, gândul și prozodia zburând dintre tine. Punând în balanță iconografia, săruți fața din ochi, am înțeles, iubești poezia, păzind profeția prin ochi. Și, dacă mai dați voie, o ultima carte care este la editură, intitulată La Titul, o să lecturez o pagină, o poezie. Unde am greșit? Timpul, fără plictis, de așteptat, maternității m-a încredințat, când n-am știut, m-a învățat, când n-am putut, m-a ajutat. Unde am greșit? Drumul singur am decis, modest, mă călăuzea prin unde radio mă îndemna, să nu răspund ademenirilor, greșeam ceva. Monograma, floarea și hena, acoperite nu se puteau vedea, mire se nu scripea. Profesia putea să o șteargă cineva, cine greșea. Te-am așteptat, te-am căutat, în viață nu știu de renunțat. M-am ridicat când am căzut, să te întâlnesc, îmi doream mult, să nu greșesc. Mulțumesc!
labirintul. Da, aș trebui să o văd. Da. Vă mulțumesc! Noi mulțumim! Domnul Alexandru Dumitru, membru al Uniunii Scriitorilor, de foarte multă vreme. 21 de ani. De 21 de ani, membru al Uniunii Scriitorilor, și cu care astăzi ne aduce un Bodeștean vechi. Mulțumesc din suflet organizator. Poetul în cetate este în sufletul meu de când eram elev. Am participat încă înainte la cercurile literare sau cenacul literar Julimea Nouă, organizat în fiecare sâmbătă la Casa de Cultură, unde Ciobanu, Izbășescu, Vasile Buțanu, niște prozatori, Candianu Căcepudu și alții, le desfășuram activitatea acolo și de acolo am crescut, ei au venit mai târziu. De acolo, sub ochiul domnului profesor Ciobanu, am progresat ca poet. Bineînțeles că eu am avut o linie sinuoasă profesională și nu am fost conectat în viață, dar n-am pierdut pasul cu poezia și m-a ajutat în multe. De aceea n-am să vă plictisesc prea mult. O să, pentru că dacă e vorba de toamnă, zic ceva din toamnă și un poem care eu scriu mai mult în vers alb. Deci clasic și clasic, dar am să, pentru a nu fi confundat cu clasicii, cu alți poeți, să nu fug în delirul lor, am căutat ca ideea mea poetică să fie personală, să nu mă confund cu alții, să scriu, să fiu eu ăla. Dar vă rog să mă iertați. Acum aș fi avut multe de spus, dar am și emoții. Însă, tot mai zic ceva, succesul meu se datorează și unui critic literar acum câțiva ani, Ioan Vălban, Iași, într-o prezentare, prefață scurtă, Alexandru Dumitru a inventat poemul Rebus. Și de atunci eu scriu Rebusel. Și aici îmi dă voie să zic cum vreau eu. Cum vreau eu, că rebusemul ce e? Ce vrei? Să găsești cuvintele potrivite, să se potrivească în portativ. Și hai să încep, ca să închei. Empatie. Toamna încântă în oase. Ție mă destăinui, pentru că melodia inundă numai urechile mele. Și nu știu cum să fac, sau zumzetul acela dezvie spart dulce, topindu-și ceara în scorbura nepotrivită. Dar dacă tu ai să alegi câteva frunze fluierate de aceeași ton și le așezi pe rană, în așa fel încât nervii să cedeze la sunete de înțelegeri de ce mielcii au adormit în sughițiu, de ce rândunelile au lăsat bănuții reîntoarcei la cuib. Dar dacă tu vei reuși să înnodezi în plătitura unor fire încă verzi și îndrăgostite, ori cu privirea să înneci burnița sfidătoare a zilelor reminiscente, vei afla de ce miresmele obosesc alergând spre norii de zăpadă. Dar dacă tu ai uitat cum zodia îți numără pașii, rotind arsenalul cu bucurii și tristeți, ca să plătești fiecare clipe din urmă, banalele treceri, îndeamnă-te la cugetare. Ușor, ușor vei calma rătăcirile nervilor, toamna să înceteze muzica din oase. Ceva, pentru că știți, a scrie vers și versuri clasice, ai citit o mai mulți. Dar te duci în altă parte și nu mai ești tu ăla. Mi-aduc aminte că Nichita Stărescu, când a
și eu și i-am citit omul și sfera așa pe cărți, aia nu știu, în casa lui. M-a impresionat foarte mult pentru că el vinea cu ceva care nu mai era. Și pe ăștia îi caut. Acum se vedea să scriu și știu să scriu și altfel. Și am un recent acum eminescian. Dar sunt confundabil. Dar pot să scriu și așa. Nu voi să scriu ornat și nici fanfară militară. La căpătâi să-mi așezați cărțile de odinioară. Să-mi fie liniștea deplină, cu metafora aproape. Să văd cum poezia se înclină sufletul să mi-l adapte. Vă așezați, vă rog, ușor, precum cuvintele în rebuselă. Să-mi fie totdeauna dor de voi, dar nu ca să vă chem, căci fiecare are o chemare divină, precum cerul la înalt. Mă bucur de cel care are și pentru mine un dor de celălalt. Iată că poezia ca un magnet atrage oameni noi și oameni vechi, da? Deocamdată oameni pe care deja îi știm, i-am mai auzit în orice alfabetică, domnul Ștefan Epure, care le-a mai citit și care trată și care ne va spune și acum ceva interesant. Mă bucur că sunt aici în multitudinea de tineri și eu care am lucrat cu tineri, totdeauna am trăit această tinerețe continuă. Și iată, astăzi se împlinește și acum acest aspect. Mulțumesc doamnei Ștefanie Mușcalov, care a inițiat, ca și în cazul poeziilor electronice, această întâlnire și care s-a interesat și a dat de foarte peste tot, ca noi să fim aici. E o doamnă excepțională și vă rog să și aplaudați. În revista Școlii Meșter Mature, semnam un neadolescent. Firește, se înțelege. Deci nu era adolescent. Nu, Nicolae, nu vendeau de alții. Și pentru astăzi încerc să citesc în fața dumneavoastră, cât îmi permite mie vederea, câteva poezii care țin de vârsta de început pentru poezie, atunci când poezia înseamnă trăire. Nu neapărat poezia, nu neapărat presupune un auditor. Este foarte bine, este excepțional. Povestea ta, povestea presupune, povestești cuiva. Dar poezia este trăire interioară și poți să-l suspini singur, ție, în continuare. Și este preocuparea cea mai mobilă. Iar sentimentul care domină întreaga noastră viață, sau ar trebui să domine întreaga noastră viață, este iubirea. Fără iubire nu se poate face nimic. Prima poezie dintr-un volum editat în 2000 la editura Restituție din Iași se cheamă Sărutul pe din două. De unde am plecat? De la faptul că sărutul ca și motiv reprezintă căi de cunoaștere și să nu spună mie, verificați cumva treaba asta, dacă prin sărut unul nu trișează, nu se
armonizează acest sărut. Totdeauna. Sau poate mai târziu. De la această poezie a plecat această poezie, dar este scurtă, dar scuzați, eu nu găsesc poezie scurtă și poezie lungă, ci poezii care exprimă sentimente și cu asta fac. Sărutul pe Domnul ne-a strângurat în suflete un strop de viață și de rouă din care să sorbim până la a doua înviere a iubirii pierdute cândva în triunghiul bermudelor fericire. Este primul caz. Drumețurile care treci. Firește fiecare timp. Am rănit floarea de liniștii și tâmpele bat ca niște clopote de catedrală. Gânduri zdrențuite îmi umplu cu amar potirul speranțelor mele. Miroase arzi de lună și caut balsamul și vântul mă întreabă: tu, unde ești? În ce gând durerea florilor? O altă poezie care se adresează exclusiv tinerilor, pentru că tot am văzut și la primul, nu că eu n-aș mai putea, că nu văd, dar nu este chiar așa de adevărat că ce butonați dumneavoastră este perfect. Adică calculatorul doar îți dă o informație. Cultura ce-o faci tu prin foarte multe lecturi. Și cam asta încerc eu să spun aici. Nu-ți face cultura. Calculatorul te informează limitat. Nu-ți face cultura neapărat. E o cultură de supermarket. Ce îți oferă doar ceva ca să fii mai deștept. Când calculatorul îți este și mamă, și tată, prieten, unchi, frate și soră, tu ai o problemă majoră și vezi că ți-a venit viitorul îndată. Când ai de învățat calculatorul, nu poate înlocui învățătorul sau magistrul care asupra vieții a reflectat mai mult decât butonat. În sfârșit, revin la iubire, captiv și în mileniul 3. În cer de vrajă și cu dorul în piept, etern îndrăgostit rămâne, asemenea captiv în orice moment, sub ochii verzi ai unei zâne. Orgoliul său e asemenea cu cel al lui Narcis. În pragul ușii el închipuit, trebuit, așa. Și crede că ca alt semen, că va urca în paradis, dar visul său rămâne aproape uit. Ca trene poliere înșiră peste ani și strunele chitarei sunt zglobii. Pe ce vorbește lumea nu dă un ban, că cer e în castelul eternei bucurii. Se duse un mileniu iubitor și un altul vine iarăși. Și în 2025 potirul ridicăm de vrei și numerăm
și faimă o să piară. Iubirea noastră va veni și lumea dintre ei. Da, da. Să armonizăm un pic poezia în notele toamnei cu muzica. Și la vremea și pe domnul Stan Ionel din Cenacul de la Păgânești, pe Tancare cu Mănăștire. Și o să ne încredem că tot au fost și ziua domnul profesor ieri. Domnul profesor a fost sărbătorit. Și emoționat. Să-i mulțumim pentru poezie și pentru că ei mereu activ printre noi. Mai le emoții. Îmi dedicăm o melodie. Da, mă numesc Ionel Stan, sunt din Comănești, fac parte din grupul de literatură și artă Metafore Comăneștene și sunt solist vocal și instrumentist din acordeon. Am vârsta de 69 de ani și peste 60 de ani când la acordeon, dar vârsta înaintând sau mai pierdut din... Thank you.
suntem din ce în ce mai încântați, încântați. La mulți ani, domnul profesor. La mulți ani. Și acum, cu deja pregătit-o o bucatorie, Doina Ionescu. Din nou eu, Doina Ionescu, profesoară de matematică, autoarea volumului de verse, de poeme, versul reîntors în destin. Am selectat, deci aici numărul 1 este aici, din capitolul Anotimpurile gândului, cu gândul în toamnă. Am plecat cu gândul în toamnă să-mi regăsesc bucuria pierdută a verii. Am găsit o parte din căldura din vară în zile frumoase de toamnă, în anii mei de acum. Nu mai regret zilele primăverii, când am ignorat parfumul inexistent al ghioceilor. An la rând am regăsit zambilele crescute în seră, cărora le-am intuit doar parfumul. Revăd florile de frezia în vaza mică de cristal din camera mea de copil. În parcul din spatele blocului, prin umbra deasă a nucilor, am zărit un castan. Căutând, poate, o nucă, am găsit o castană ca cea a copilăriei. Am plecat cu gândul în vară și am găsit bucuria actuală a toamnei. În parc doar regăsesc gândul care privesc parcul. Ochii mei văd doar ceea ce gândul meu caută. Îmi văd tinerețea pierdută printre atâtea toamne. Prea multe începuturi de ani școlari. Prea multe cărți, prea multe amintiri. Aș vrea să-mi retrăiesc tinerețea în toamne actuale. În frumoase zile de toamnă, caldă ca vara, plină de promisiuni ca primăvara, încrezătoare în succesul ei, ca mine la început de drum. Mai plină de speranțe ca sufletul meu. Am plecat în parc, având ca pretext toamna, dar am vorbit doar despre mine. Să mă uit la mine în suflet și să vorbesc despre toamna. Ochii mei văd doar ceea ce gândul meu caută. 2017, la întoarcerea din Albiel de Țieni. Și al doilea poemul, cum le numește domnul profesor Ciobanu, din capitolul Un suspin de dor trecut, Așteaptă-mă când frunza tresară. Așteaptă-mă când frunza tresară. Când greul copt așteaptă secerișul. Nu mă așteptam primăvară, nici iarna când se lasă gerul. Nu mă aștepta nici de Crăciun. Te-am așteptat decenii în zadar. E rândul tău să mă aștepți un secol. Să vorbim cu timpul, să dea răgazul dintre ani și poate în grai necunoscut ne vom înțelege în tăcere. Așteaptă-mă că voi veni secolul viitor. Așteaptă-mă când toamna și-a terminat frunzele de sufrat. Când anotimpurile s-au împăcat, când calendarul se schimbă, când orologiile din lume vor bătea în amintirea dragostei noastre. Nu mă aștepta! Mulțumesc, București 2022! Și mă așteaptă să repictez, să mă apuc de pictat din nou, dar da, mai am așteptat. Am fost ocupat cu poezia. Apoi, un prieten, pe care vreau să-i mulțumesc, a făcut 10 km special să ne aducă fericirea, bucuria toamnei în poezie, înspre poezie. O poezie recentă, scrisă pe 4 septembrie 2024, ziua când am aflat despre acest eveniment, despre toamnă. Cum am terminat, cum am aflat? Pe culori de toamnă. Pe culori de toamnă, în ajun de vers,
lângă verde crom și maro peste albastru ultramarin, nuci peste frunze căzute, castanii ca părul meu. Pink portrait, nu, că nu fac portretul toamnei. Culori revers în comparații, nuanțe asortate naturii, în metafore visez. Ce culoare toamnă tu preferi? Un amestec de culori, printre talentatele frunze, îmbrăcate în rochii, parcă ar pleca la bal, pe aghie de vânt privesc. Pe culori de toamnă, în parc, pe alei, pășesc și gândul de vară spre iarnă pornesc. Frumoasă toamnă, convinge-mă să te iubesc! Da, mulțumesc! Eu m-am născut din octombrie și, deși m-am născut din octombrie, sunt cerut să-mi place toamnă pentru că are trist. Nu-mi place toamna pentru că e tristă. Deși m-am născut în octombrie, nu prea îmi place pentru că este, asociez venirea toamnei cu... Nu pot să mă gândesc la frunza, căderea frunzei. Și cred că m-a marcat oarecum un text de când eram un copil care s-a chemat Frunza și, cred că știți, este suferința aceea a frunzei care se desprinde de ramură și cade, dar până cade, este mort. Sunt un anotip. M-am născut toamnă, când strugurii copți își strigau nevinovăția, când frunza agoniza în galbe, iar cerul îmi deslușea ispita. M-am născut toamna, din două trupuri verzi, neștiutoare, cu ochi flămânzi de timp și viețuire, deschiși prea repede, prea mult. M-am născut toamna, când bruma își găsește loc pe pleoape reci și triste în bătaia vântului târziu. M-am născut și cred că sunt un anotimp. Aceasta este prima poezie. Și cea de-a doua poezie se numește În alt timp, pentru că deseori mi-imaginez că în momentul în care vine toamna, am senzația că pășesc în altă dimensiune sau că sunt în alt timp, sau uneori că nu mai sunt. De mult, hrană mi-era cuvântul și apă simțirea. Mă adăpam cu nesați din al timpului vas, mă înfășuram nebunește cu valurile mării sau cu frunzele mari, ca să rămân tânără. Dar nu rămâneam. Îmi întindeam mâinile în jurul unui trunchi de copac, rugându-l să mă ierte pentru tot ce-a pătimit din cauza mea. În mod conștient mă simțeam vinovată de venirea toamnei, de căderea frunzei, de primul fulg, de prima picătură de ploaie, de iarba asta privită de noi, de noi toți, da, de mult hrană mi-erai, tare de mult. Să dăm o replică, observația dumneavoastră cu toamna, mi-a adus aminte de excelentul text al lui Andrei Bureșu, care a aflat la Tescan, admira culorile și observa că natura, atunci când e gata să piară, înainte de a muri, dă un spectacol de culoare extraordinar de frumos, o simfonie de culori. Și e ca și când natura, zice Andrei Bureșu, ar spune, frunzele acelea pe care le-a invocat doamna, ar spune, da, vom muri, dar câtă splendoare. Așa că să privim partea aceasta, afișul pe care mi l-a adus mai aproape.
zice că vom continua cu o domnișoară care, de asemenea, a mai fost în prezența noastră aici, ne-a mai citit niște versuri și, din câte mi-aduc aminte, a fost apreciată, așa că ne-am gândit să o invităm din nou și să ne invităm. Bună ziua tuturor, și după cum ați auzit, mă numesc Mihaela Cinstea. Recunosc că eu mi-am făcut de fapt, da? Am extras și o poezie despre doamnă care nu este a mea, dar presupun că o să citesc la sfârșit. Am să citesc acum o poezie care mi aparține, nu are absolut nicio legătură cu doamna, mie nu place acesta în timp, dar asta este. Se numește Timpul Soptal Pasat. Ce înfricoșător e să fii ca mine. Să aștepți ca toteala ceasului să se rotească înapoi, umezarea unor lacrimi chinuite, să-ți usuce obrajii. Ce înfricoșător, desprinsă de lume și liniștită de singurătate, parcă mor secundele într-o urzitoare rapidă amonie, te aștept fără adros. Doamne, cât de înfricoșător, zilele fug din sat și tinerețea mi-e diniută, dar mai albastră mi-e inima, căci nu de copilărie mi-e dor, ci tot de tine. Ce înfricoșător este să fii ca mine. Deturnată de mână, așa are un singur text al ei, a pregătit și o poezie de Anatoliana, dar la sfârșit poate citim și din alți poeți, ca să dăm cuvânt mai departe, că suntem abia la începutul coloanei a doua și e bine ca toată lumea să ajungă să aibă un public odihnit și receptiv. Urmează domnul Ion Moraru, care de asemenea ne-a mai citit și care are și volume publicate interesante, dar putea să vrem să le vedem. Mă rugăm, e bine și de acolo. Mântare, resemnat în rământ privirea pe diavol, au secat și izboară de zbor, ori cu bătaia sa stinge idealul, suntem doar o fărâmă de cântec cu fugar mor. Picuri de toaie indiană, să nu lăsăm tristețea ca să le cuprindă, e foc văpaie dincolo de vremuri, prin care stăruim ca o flacără ardântă. Nu te cunosc fericire frivolă, răsună toamna frunza cât mai bine, din mult coboară oile în cântec de băină, dând umbrele de-o parte, în fața vieții mă plin. Și am o poezie de... Să fie facem zile grele, cameramanilor, mai facem sub pas. Să nu le vrem, de ecran în albă, dar să vă poată... Am o poezie de... Romulus Vulpescu, vorbind de Doamna Vieții, e o poezie, adică poezia este prefață la volumul Romulus Vulpescu, poezia e scrisă de Laurențiu Unici, portret. Sunt bătrân, bătrâni, timpul nu mă iartă, anii nu știu bine când s-au alunat, mai iubind o fată, mai rătând o carte, mai preznind din viciu visului cifrat. Mai lovit de soartă, câteodată în față, mult mai des din spate, de prieteni buni, mai uitat în somnul altă dimineață, mai plângând în zborul unor vari văstuni. Mai sedus de glorii care n-au să vină, mai trăzând în clipa pentru un ceas fictiv, mai stingând lumina tâmplelor albină, mai cerând în storii taine cu motiv. Mai purtând pe umeri mantii iluzorii, mai glumind cu mine ca să nu mă dor, mai căzând din seaua ceartă, certă a rigorii, mai cutremurat un frig interior. Sunt bătrân, bătrâne, timpul îmi împarte, anii fe din două lemne s-alternând, mai privind o fată, mai iubind o carte, până unde totul, până unde când. Nu
acordat că ați făcut promovarea acestui eveniment și ca dovadă că evenimentul a fost promovat, iată, se apropie de noi și oameni care n-au fost altădată, iată, o premieră, urmează o premieră, și anume un tânăr care dorește să vă citească două texte, se numește Florin Neagu. L-am adăugat pe afiș. Bună ziua! Mă numesc Florin Neagu și sunt elev al Colegiului Național Grigore Puisil. Sunt încântat să iau parte la acest eveniment și am zis să scot la lumină și câteva dintre creațiile personale pentru a le împărtăși cu ceilalți. Prima mea poezie este intitulată Fața Ton. Un zâmbet cald, venind dintr-un suflet rece, în ochi durere, pe buze tăcere, fără nicio mângâiere, fericirea doar o măgire. În fotografii monotone rădăcite, stă mirajul unei vieți fericite, stă visul unei sorți liniștite, speranțe prefăcute, în greutăți și suferință pierdute. Loialitatea farsă prefață, vanitatea o covață, când va reveni la viață, sufletul de gheață, când va avea relevanță, adevărata prefață, culorile vieții se distorsionează, declinul fericirii desemnează, suferința se accentuează, aceasta scurtează o prosperă viață. Și... intitulată Înstrăinare. Suflet înghețat, zâmbetul forțat, al iubirii sentiment distanțat, al familiei incipient renunțat. Lacrime mare după fratele mai mare, pura alinare a durerii liberare, de familie separare, de străină atașare, o nouă familie îndepărtare, fără iubiri deșarte. Familia un concept așa frumos, omorât așa odios, un destin ticălos, un trecut odios, un viitor dureros. Singurătatea un destin, iubirea în declin, sufletul orfelin, în ochii lumii străin, întunericului aparțin. Sperăm că și altădată vei fi alături de noi, altfel o să stabilim un contact și ne mai găsim anumite împrejurări. Iată că media de vârstă e din ce în ce mai tânără dintre noi și continuăm cu doamna Aurica Nistor, care i-a citit și de-a mulțumesc! Vă pot spune că sunt la început de drum în această fascinare. Da. Este o provocare și nu pot să spun decât că mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră, care aveți mai multă experiență și sunteți deja cu foarte multe creații interesante. Eu am lansat un volum timp, înainte de timp, în 15 mai, și m-am bucurat foarte mult că am reușit să duc până la capăt proiectul pe care mi l-am propus. Dacă a fost sau nu, este o problemă de timp, după părerea mea. Îndemn. Adună-ți rădăcinile să crești drept, vindecă-ți sufletul să poți iubi. Îndreaptă-ți coloana să fii drept. Ridică-ți privirea spre cer și vei fi binecuvântat. Vindecă-ți rănile și vei rezista până la capăt. Acoperă-ți sufletul cu iubire ca să nu te doară neîmplinirea. Bucură-te de libertatea sufletului și te vei vindeca. Deschide ochii să fie mereu vii. Adună-ți mâinile să poți mereu să fii în rugă. Oprește-ți lacrimile și vei simți fericirea. Oferă-ți răgaz să știi încotro te îndrepți. Așteaptă și vei vedea ce îți oferă destinul. Visează, iar dintre sute de vise, alege pe cel mai frumos.
Ghicește în nori să știi ce vei deveni. Alungă tristețea și deschide brațele să poți cuprinde iubirea. Este... Acestea sunt încă nefinisate, sunt creații pentru următorul volum. Îmi propun pentru cealaltă lansare și memoriile, viața mea gimnastică. Acum mai am un poem. Lumea fără timp. Într-o lume răsturnată, timpul deviază, nu mai este exact. Clepsidra s-a blocat, nisipul nu mai curge. În orașul fără timp se întâmplă lucruri strani. Timpul a paralizat, nu înțelege ce s-a întâmplat. Se revoltă și încearcă să oprească totul în loc, pentru a reveni la cursul firesc al vieții. Răsturnarea lucrurilor a produs haosul existent. Energiile s-au oprit și nu mai pot controla evoluția. Mii de întrebări fără răspuns. Unde am ajuns aici? Timpul, supărat pe haosul lumii, nu mai are coerență. Timpul este derutat, este și de haosul din fiecare dintre noi. Zbuciumul revoltei îl ajută să-și revină. Lucrurile se ordonează și ușor revin la normal. Cât a durat dezechilibru? Toate se întâmplă într-o inerție fără control, dar cu un motiv. Așteptăm viața noastră așa cum era odată. Bucuria se lasă așteptată în această ordine a lumii, nouă ordine a lumii, fugind dezorientați în toate direcțiile ca niște oameni fără busolă pentru a regăsi ce am pierdut, pacea, liniștea și empatia. Haosul lumii în care trăim creează neliniște și nesiguranță. Clepsidra se răstoarnă iar și se activează cu firișoarele fine de nisip. Haosul se liniștește, se reculege. Timpul și-a revenit, a dat tonul și curge în mod coerent. El mai dă o șansă evoluției. Mulțumesc! Stimați autori, vă sfătuiesc că atunci când scoateți un volum să oferiți bibliotecii un exemplar și puteți să oferiți și Fundației Naționale, pentru că sperăm ca după 1 octombrie sediul Fundației să fie din nou funcțional. Acolo e și o vitrină foarte mare. Sediul Fundației, pentru cine nu știe, este pe Belvedere 1, adică fix peste drum de catedrală. Acolo e și un trotuar foarte larg, trec oamenii, văd vitrina, văd numele și unii să știți că intră și vor să citească mai mult, vor să știe mai mult, se așează, mai citesc o carte, chiar nu, acum vreo 2-3 săptămâni, o doamnă a intrat văzând poezia lui Andrei în limba franceză și a vrut să o citească, să primească un exemplar din foile respective. Deci, de ce nu te așa vă faceți rost de cititori? Deci, vă faceți promovare, dăruiți cât un volum din ceea ce editați dumneavoastră. Autorul moral al acestei întâmplări e o persoană care a crezut că se poate și care inițiază, într-adevăr, și întâlnirea de la Florito, de Ștefania Pușcălău a fost inițiată și acum de asemenea. E nevoie de un astfel de motoraș vioi ca să ajungem aici. Ne bucurăm foarte mult, Ștefania, și cu siguranță are să ne spună ceva și în limba poezească, vorba asta. Mulțumesc și mă bucur că a luat amploare această întâlnire. Am pornit de la ideea de a fi câțiva autori, să ne citim versurile, să ne bucurăm. Ne-am întâlnit în primăvară la Florii cu poezii. Acum e și mai frumos după mine, acum legându-mă de prezentările autorilor dinaintea mea. Mie îmi place Toana, chiar foarte mult, că sunt născută într-un decembrie cu zăpeni scolare, îmi place și iarna și mai mult. Iar începând de acum, de când o să se tot schimbe vremea și o să fie și mai frig, o să fiu exact în elementul meu, mai ales când se schimbă și ora. Și trec dovadă, scriu Toana mai mult decât în alte anotimpuri și în general despre iubire. Am ales dintre poeziile cele mai recente pe care le-am scris, Toamna dintre noi. E o poezie în vers clasic. Să nu te pierzi prin toamne cum de mult te-am rătăcit prin cărți și mere coapte, când viscoli a venit din miază noapte și armura noastră nu a mai ținut. Să nu mai poată toamna să mai fie despre cocori ce învață numai dus, despre copaci cu crengile în apus, să nu se împartă în două, mie, ție. Să nu se pierdă într-o cote de cai visarea noastră dintre așternuturi,
când nu voiai de ploi să te mai scuturi, că eu ți eram toamnă și știai. Să nu mă guști din ultim strop de vin și apoi să uiți ca pe ceva, ca pe ceva banal, în anotimpul convențional, că m-ai iubit cândva, măcar puțin. Să m-ai iubit pe neștiute, prin goluri ce-am umplut pe înserat, chiar dacă îți păreau, adevărat, neînsemnate clipe de căzute. Și dacă toate astea nu se întâmplă, ne prinde toamna și adormim târziu. Se face însuși Dumnezeu mai bine, punând iubirea tâmplă lângă tâmplă. Mai pregătit o poezie în versal și nu să mă uitesc prea mult, mai am o surpriză. Vin o dată. Fix câteva secunde, suficient ca să mă îndrăgostesc de mirosul tău de cafea din fiecare dimineață, va veni pe nepregătite toamna și lumea o să plângă de parcă va fi pe sfârșite, atunci să mă strângi tare în brațe, eu să râd și să spun, până seara toamnă, vin odată, mi-e dor de o ploaie ca de copilărie, după ce ven lungi mi-au ars părul blond, până seara struguri, ca să nu-l cel copt, și mirosul nebunitor de mere pe care numai tu îl înțelegi, și îl știi de când ți-l scriam în pagini de carte, habar n-ai de când te iubesc. Mai bine să nu afli că am scris pe văzduh că mi-e dor. Un clișeu. Ce copilă. Dar chiar și așa, numai cum, chiar numai cum, să nu știi cât vânt mi-a trecut prin gene, de câte ori m-ai adunat din poeme autunale, stăteam așa și ne priveam și nu ne mai săturam unul de altul. De pe afiș, domnul Dansan nu a putut fi prezent și ne-a trimis un text, o poezioară, pe care a dorit să o citim aici, în lipsa dumneavoastră, că am înțeles că se simte rău, pe partea aceasta de sănătate și vă transmit, a scris o poezie dedicată domnului Corneliu Stoica, pentru că a fost și ziua dumneavoastră din aceasta. Nu plânge mamă, după domn profesor, poezia de iarnă se scrie iarna și se publică iarna. Poezia de vară se scrie numai vara și se publică vara. Poezia de primăvară, musai atunci se mai scrie și trebuie spusă după. După mine, numai poemul de toamnă, nu se scrie toamna, nu se scrie nici când și nu se publică niciodată. Dansan. Pentru poezia unui ansamblu care a putut ajunge din motive de sănătate. E din ce în ce mai bine, din ce în ce mai frumos. Urmează un tânăr despre care eu am crezut că a scris câteva versuri ca un capriciu pur și simplu și ia uite că încet, cu pași mărâți, se schimbă lucrurile. Andrei Spoială a mai scris poezia. Așa este. Bună seara sau bună ziua. Mă bucur să vă văd într-un număr de mare. Am două poezioare, una scrisă destul de recent și o parte din traducerea Gloației care a câștigat premiul 2 la concursul de poezie prin la Francofonie. Dar asta e și o diplomă, nu? Nu aici. Și de asemenea a câștigat și premiul Emilia Munteanu. Am vocea foarte puternică, dar sper că o să audă în toate porțurile încăperii. Prima poezie se numește Slova Contemporană. În cartea din mâna Slova, într-adevăr, dormea. Am trezit-o răspând prin pagini, în mintea mea, creându-se imagini. Privesc prin prisma cuvintelor imaginea unei lumi doar a vieților. Cartea este viață. Cartea mi-a arătat un tărâm îndepărtat și de neimaginat. Atunci am aflat esența vieții, auzind acestea de la măreții. Natura, un element ce poate orchestra, melodia ce-o vor tot puta, păsările ce-o vor cânta. Vântul în armonie printre crengi adie, printre arborii care au o verdeață prin natura măreață. Mă simt în afara timpului, simt omniprezența frumosului etern al sfintelor făpturi cu ale lor unice prețuri. Iar eu îmi imaginez că vântul îl urmez, zburând prin juvenilă cerului către stăpânii arbori. Cartea este, noi trebuie a o citi. Ascult, gândesc, privesc, gândesc.
viața trece, ideile rămân în noi. Mulțumesc! Glosei oranje sau cuvinte aranjate. Traducerea nu este perfectă, încă n-am vrut să o perfecționez, dar sper că o să înțeleagă cât de cât ce am vrut să transmit. Râul curge, timpul fuge. Omul gândește, ora trăiește. Cerul e albastru, soarele e măiastru. Clopotele sună, sufletele s-adună. În aburul dimineții trebuie să uiți de tristeți. Focul nu trebuie atățit, trăiește clipa să nu regreți. O, peisajul pictoresc, păsările zboară prelege, pietrele sub apă înțepenesc, râul curge. Nimeni nu vrea să aștepte, dar satul meu o face. Omul însuși vrea concerte, ale unui univers ce o satisface. Soarele apune și răsare prin cer, unde nu are vor să defuge, același cărări dinspre soare. Timpul fuge. Printre unde și interfranje, zâmbile caută unde să stea. Sunt esența sosind prin peisaje și dârele aiestea. O, viața e frumoasă și misterioasă, suspansul, o emoție ce uimește. Rațiunea se unește, grațioasă. Omul gândește. Mulțumesc! Este găsiți la fundație și varianta franceză care a fost premiată și varianta românească, știți, glosa e și un pic de matematică. Trebuie să ții cont de o grămadă de reguli ca să faci asta. Stimați tineri, aveți grijă, trebuie să adunați, să faceți volume și când faceți volume, noi vom fi prezenți să vă, când publicați volumele, să vă susținem. Urmează domnul Nicu Tudose, da? Am zis bine. Prezentarea o faceți dumneavoastră. Pe scurt, eu sunt un mic anonim, vedem eu după paie, eu dau o voie casul, din urmace în zemă mala, la 500 km grădina mea este la tânărul Andrei, foarte tânărul Andrei, și la vreo 700 de ori. Foarte tânăr Ion. Mai puțin foarte tânăr. Păi, o poezioare scurtă, ar trebui să menționez, toamna este amintitul meu preferat de sub 13. Autoportret. Sunt o metaforă și locuiesc în templul unei fântâni legheată veșnic de ochiul lăuntric al fântânarului. Aici ascult în tihna amurgului de toamnă cântecul îngeresc al luminii din liniștea venită de sus și glasul străbunelor venit din adânc. Și, dacă nu vă plictisesc, ceva mai vechi, singurătate într-o iluminare. Când doar stânga în minte, de tot ce e fecund, eu îmi aduc aminte. Și vine să mă ascund în haina de părinte, ca într-un gând secund. Prin inimă și minte, cu minte, mă scufund în numai trei cuvinte. Simplu, senin, profund. Și respir, și respir clipe sfinte, într-un prezent rotund. Vedeți luarea minte la muntele cel scund, unde, pe azi înainte, în tainicul străfund, ca într-un templu o seminte de-a purul mafum. Să vă mulțumesc! Seria autorilor locali se încheie cu un nume nou, și anume Vasile Viorel Vrășmașu. Și după aceea să citim din alți autori, mai auzit ceva melodie și este, desigur, în momentul metaforei comuneștene, îl veți prezenta dumneavoastră. Dar seria de aici, cea de pe afiș, da, este încheierea onorată de domnul Vrășmașu. Mă numesc Vasile Vrășmașu, din Onești. Am publicat 3 volume de poezii, 3 ani la rând, ultimul romantic, Mugur de Floie și Parfum de Lavandă. 64 de poezii de-a mele sunt puse pe muzică folk de chitaristul Yuri Vizavulski din Germania. Sunt prea potriviți și o să vă citesc. Tinerii de azi românesc băieții au internetul o altă noutăție. În clasa a 7 m-am îndrăgostit de doamne dirigintă. Ei au acces să mai multe vedere. Da. Doamna dirigintă, am prădăboare, cât o să mai fie, prin amintiri de când eram la școală, ecou și notele din simfonie, îmi dau avânt a scrie prima oară. Ochii vioi, litrile mai rare,
n-aș fi crezut minutelor ispită, zilnic lăsam bogoclușul de floare în pardesiul doamnei dirigintă. Cum reușea cu zâmbetul ei tandru să-mi răscolească îngherele din suflet, îndrăgostit, oh, nu mai era altul, i-am și compus duminica un cântec. Ambiția să cresc mare, puternic, noapte prin geam deschis ca zburătorul, în peisajul intim și feieric, n-ar fi lipsit, cred, inimii fiorul. Sfârșit de an, colegi luată pe mare, într-o secundă mâneca biletul, vădit surprinsă, picurat din lacrimi, cât aș fi vrut, am prevenit momentul. În așteptări, nu am primit vreo veste. Tainic ecou, obraje, lumea lintă, ne întâlnim de atunci, doar în poveste, eu tânăr prins și doamnă de prins. Este aici în sală, doamna dirigintă? Ei, bătrânii, poți să-i am dat vorbim de poezii. Am poezie, frunză galbenă. Am ajuns din zori de câmpuri, pașii mei, de ce n-am stare, din culoarea prinse ruguri până dincolo de zare. Lângă mânaștine vor spunțe, s-a mai repede prin rouă, greierii ies din căsuțe, tot privind chitară nouă. Ciocărlii, la înălțime, schimbă nuțele în triluri, eu, în timp ce caut rime, dezlipesc câteva plicuri. Dorul tău, atât de apri, cum ar fi de șerpuri verii, gust din mărbul ce turnatic și văd clipa revederii. A căzut frunza în care, scriu pe ea prima dorință, vântul ce este ramul goare, ce un zolui în codiță. Pe a toamnei sinfonie, scânte ieri din albă piatră, frunza galbenă nu știe vreo poveste ca a noastră. Poți citi o poezie despre aniversarea Bacovei? Sigur că da. Ieri a fost, nu ziua lui Bacovei, ieri a fost 17. În ziua de naștere a lui Bacovei, 143 de ani de la nașterea lui Bacovei. Îi cheamă Îngerii de Plumb. Își fac bastonul pentru siguranță, chiar culeria înclinată în frunte, aș oferi tot ce-i frumos din viață, aproape zilnic, prin mărilor spre punte. La 10 fix, cântânii legendare, în momenti, prea mult ținute în palmă, versuri așezi, rapid, criticilor care, nu-ți prea convinci, penința este armă. În spațiul larg se adună proletarii, părsecerea în reflexii, nu prea simple, trece trăsura coroind de arcaie, simt abatorul ultimilor clipe. Încă doresc să beau vinul din cană. Entuziaști, poezii, urcau ringul, iubeam în taină mirabila soprană, îmbătrânind, azi, rătăcesc și singur. Cocoșii cântă, vizitei crezi valuri, câteva ore spre cimitir ajung, lăveștem forță, crucinite lanțuri, vâie sinistru, cad îngerii de plumb. Textele dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație, doamne Ștefanie, dumneavoastră. Așa. Mai ales doamne Ștefanie, care a pornit totul. Ați adus un pachet foarte frumos, de la Pander. Da. Cum a zis foarte frumos domnul Iepure, să încheiem ca să putem începe. Da. Să putem începe momentul metafore cu Mâneștine, încheiem cu doamna Adina Mitroiu. Tot oneșteam, da? De poate nu onești. Și dacă nu e prea mult Mitroiu deja în sală aici, eu mi-am venit tot la fel cu temele făcute, cred că e cumva moștenire de familie. Mi-a așa mi s-a transmis că trebuie și eu să spun ceva astăzi. Și atunci, nu știu de ce se intuia că eu am scrie poezie. E adevărat că am apărut cu o încercare poeziască sau poetică și așa e bine spus, foarte mult spus și mi se întâmplă să mai scriu. Până acum am crezut doar că admir și iubesc poezia și pezămizitor ei și că, dacă mi-e permis răsfățul și gluma, sunt doar poezie și atât. Dar voi citi cele câteva cuvinte pe care le-am descoperit într-un caiet că n-am mai gândit nimic de aseară de când mi s-a dat tema asta. Domnul Merari, să știți. Așa încât, sună în felul următor, un titlu, așa, la Nichita Stănescu, turbat. Pentru mine, toamna este un anotimp
super. Nici când nu cred că se colorează natura atât de frumos. O ador. Dar toamna poate să fie și un odin de suflet. Mai degrabă, ceva de genul ăsta se regăsește în încercarea mea poezească, să-i zicem așa. Într-o înserare de visuri sunt 1000 de fapte crepusculare. Într-o mie de visuri sunt 1000 de fapte neînserate. Într-un singur legământ sunt toate visurile neîntrupate și neînserate. Într-o mie de iubiri, cu același trup de suflet, poate să nu fie niciuna durată. Câte vieți oare în 10.000 de secundă trăite? Răscolesc în cenușă, după jarul durerii, când ochii rubini ai felinei iubirea au pălit și văd numai coama zburită, rătăcind în cenușiul turbar de vânt. Prietenia și iubirea, zeii mei de închinare, dovedit-o s-au strâns și pași. Voi trăi în timp fără altare. Mulțumesc! Eu am adus un pachet de cărți cu mine și am gândit așa, pentru că sunt foarte multe persoane care nu sunt aici și ar trebui să fie aici. Am aici un volum semnat de domnul Corneliu Cristea, de dragoste, Dumnezeu să vă binească, plecat de curând pe un teren al poeziei, cred că mai înalt, mai curat. M-am îndrăgostit de o poezie care se numește Interior, din acest volum. Ar fi trebuit să fie aici. M-aș gândi că dacă se va păstra această tradiție, poate se dedică un moment celor care fizic nu mai sunt printre noi. De asemenea, era pe afiș doamna Ionica Vandraburg, da? Și poate nu acum, la momentul potrivit, n-a putut să fie de față, încearcă să ajungă de la Galați, acasă, la Sălin Moldova. Am ales o poezie de toamnă, dar dacă se va mai din momentul, o voi citi. Și cred că e mișteancă, pentru că la prima întâlnire noastră din mai am văzut aici. Cumva geografic, la oarece distanță, dar spiritual foarte legate. Doamna Tinca Tamaș. Unul dintre volume, pe tale pe suflet, tot dacă l-am ales o poezie toamnă, dacă se va din momentul potrivit. Mulțumesc frumos! Dar vă ofer locul de aici ca să coordonați momentul metaforei românești. Ne cum să fie noștri să-i ascultăm. Da, bună ziua! Numele meu este Mirela Mădălina și venim cu o bucățică destul de mică, am să vă aici, din metaforei comăneștene, ceea ce se întâmplă și ceea ce întâmplăm noi la Comănești. Am să numesc persoanele care sunt astăzi aici și dacă reușim ceea ce ne-am propus, să facem un tandem poezie-melodie care se curgă. Pe unchiul meu l-a spus deja, Ionel Stan, solist și acordeonist, mai este alături de noi și Rebecca Corcoman, care este elevă aici la dumneavoastră la Colegiul Cantemir, în clasa 11-a. Și tot alături de noi și Bogdan Stoian, care e și membru al Uniunii Scriitorilor din România, dar ne face bucuria și mare de fapt comuneșteni și membru în metafore comuneștene. Dintre ai noștri și ai dumneavoastră de potrivă, mai este domnul Ion Morau, fără doar și poate. Noi ne-l revendicăm în aceeași măsură. Pentru că am fost atent la acel anunț, între a spune și o poezie scrisă de altcineva, poate dintre dumneavoastră nu știți foarte multe amănunte, unde ne cunoașteți, grupul de literatură și artă Metafore Comăneștene a luat ființă la inițiativa scriitorului și profesorului Leonidiacu, acum 7 ani. Din păcate, a plecat de asemenea pe un alt râu, în anul 2020, și ne-a lăsat pe noi să ducem mai departe
ideea pe care nu s-a plăcut-o, pe care noi încercăm să o plăstim în continuare ca să devină o lumină în flacă mai departe. Așa că, dacă îmi permiteți, aș vrea întâi să citesc un poem de al dânsului, fiindcă și acesta este unul dintre punctele noastre de activitate, să-l promovăm, să-l ducem mai departe. Poemul se numește De la trăistea încetire. Sunt versuri umoristice, așa spune dânsul aici. A apărut la editura primul în 2017. Dar întotdeauna domnul profesor a adăugat și o înțelepciune, nu numai un lucru. Se intitulează Vânt de toamnă. Și-mi veni aseară vântul într-o margine de drum. Și mi-a dus niște frunze depresate într-un album. Galben a rămurul cu timpul, încă verde prin nervuri, cum găsise coțomanul pe la margini de păduri. Mai aduse și miresme de la struguri mustoși, puful de la o butuie și mi-l puse în galoși. Vreau să fure și bostanul, galben foc de gelozie, când o pleac, cetări tăcuței, îi spunea, s-a tot pintit să-i salte, dar era prea dolofan. Și-a plecat cerând simbrie 5 semințe și 3 bani. L-am luat așa de chită și i-am spus că nu ia bună pentru frunze de o adică să-mi ceară și ar bună. Supărat, nevoie mare, am mai dat un otopol și-a vârșiat o tavă ce-o strânsese monopol. Când odată, la portiță, veni toamna îmbunjorată, îmbrăcată cu o rușiță de culoare pastelată. Domne, ce-i avut cuvântul? Nu știi că mi-e vestitorul ce îmi poartă în zări cuvântul de pe unde umplă dorul? Am rămas surprins că dânsa are dor și dorul poate. Acum știu că în locul toamnei ai bătut iubire în poartă. În analize epileptice și concepții existențiale, să ajung să-mi detronez mintea cu aranjamente stupefiante și dezastruoase, privind în șir de 5 rânduri minuțiozitatea parcurgerii unor mărgeni, unor sintagme, ca să sfârșesc în cugetul umbrei mele livide. Am căutat în zadar metalurgie și experimente excusite pentru a mă înneca în proprietăți private, ivindu-mă în absența mea, din călătoria altă, iar eu, nemai găsindu-mă, să pierd, nemai simțind răsuflarea. Contemplând stânga și dreapta clepsidei nocturne, o ventilație pulmonară învalsează rândurile, iar cu inconștientul călare, mă aflu în clipie, tresat, și mă opresc pasul de preferință, iar aruncându-mă în susul și în josul lui, respir, conștientizând, că prin toate iluziile am scotocit să mă găsesc numai pe mine. Bravo! Felicitări cinstita mea și sper că poezia va fi pe mâini bune și la poezie. Să fie pe mâini bune! O așteptăm pe Rebecca așa altă dată, cu texte. Și pentru că ce înseamnă poezie înseamnă o așezare cu unele cuvinte, cred că ultimul vorbitor, așa pare să fie, va fi domnul profesor
Fornica, Gabriel, Cătălin Gabriel Fornica Livada, ca să zic tot, așa. Autor de manuale de limba franceză, de la editura Rau. La un moment dat, la clasa 12, era singur manual de avansați al dumnealui în toată țara. Traducător de înaltă ținută și, iată, uneori producător de texte, după mine, și să știți că mă pricep, foarte mare. Adică stăpânește limbajul, zic eu că o să și vedeți, o să vă dați seama. Să-l auzim pe domnul Gabriel. Și l-auzim la poemul de vineri, săptămână de săptămână, cu mare plăcere. O prezentator. Mulțumesc, Doina, corect, sigur că da. Pe Facebook, pe YouTube, cred că găsim poemul de vineri, pe Facebook. Căutați Fornica pe Facebook și găsiți poemul de vineri. Da, mulțumesc frumos. Scurt. Loc comun, loc geometric vinovat al proiectelor utopic paradoxale, mărturisire criptată a păcatelor ce vor să vină, inconștiență a nebuniei iraționale, imposibilă întoarcerea, imposibilă șederea. Chip iubit, multiplicat în păcate. Toamna. 18 septembrie 2024, ora 17:35, Biblioteca Radu Rosetiu Ionești. Este proaspăt? Miroase a cuvinte calde. Știți, mi-a spus că e cu proaspăt, dar nu acum am văzut. Dintr-o poezie, atât am pot să vă spun, deci acum se așterne multicolorul covor plăcoros. Uitați-l că-i toamna mare și versul pe jos e frumos. Pentru că finalul va aparține comăneștenilor, doamna profesoară de magia, mai citim două, trei texte din autori consacrați. Scurte. Scurte, citiți dumneavoastră și cred că și Celestina poate citi textul din Ana Vladiana pregătit. Și apoi suntem mai dumneavoastră cu totul. Da. Că știm că o să ne vedeți. Da, ne vede ce pe parte. Poezie va pe care seamănă cu ceea ce se întâmplă acum aici. Toată întâlnă. Iată, fructele au fost prinse. Suflet plăcut a plătis. Spre grădini dimensiile plug, păsările de treabă. Tarea iubire, numai poetică adevărată. Nu-i un motiv chiar să plângi, ți-amintești? La țară erau biserii din trecea vânzătorul cu panelul de cărați, ți-amintești? Decoruri scurte, în târgul drumat, mortor, împușcături de vânzători. Da, așa. Și acum mai avem câteva texte. Celestina cu Ana Vladiana. Lasă-mi toamnă, Ana Vladiana. Lasă-mi toamnă, plinezi. Uite, ochii mei ți dau. Ieși spre seara în vântul galben, arborii în genunchi plângeau. Lasă-mi toamnă, ceulin, fulgerăm pe frunte mie. Asta noapte, zana în iarbă, cerca să se sfârșie. Lasă toamnă în aer păsări, pașii mei aruncă-mi. Dimineața volta scurse, urlete de ciocârli. Lasă-mi toamnă, iarba, lasă-mi fructele și lasă urșii neadormiți, berzele neduse, ora luminoasă. Lasă-mi toamnă ziua, nu mai plânge soare fum, înserează-mă cu mine, mă se rezolve. Să vă recit cu poezie de imobilare, tot în timpul adătoare.
Au uit prelung ca vântul păsările migratoare peste casa părintească unde el m-am regăsit. Singur cu lumina care galbenă venea din soare, în odaia de altă dată să-mi ureze bun sosit. Doamne, iată-ne împreună, gospodină ce porți cheia, ruginită ca o frunză a trecutului meu mort. Doamne, iată-ne alături, noi cu visul, pe alea nucilor ce ancorează pentru iarnă altă port. Precum seara, pe câmpie, când fâșii se prind de ceața, tot auzi sunând pe cernii și nu știi de unde vin, sub frunzarele rărite, amintirea cheamă viața, dar trecutul îi răspunde ca un clopot în declin. Zile albe, zile negre, ce străine, ce departe, buclele în care dorul meu de cer l-am îngropat. Doamnă, lasă-mă să mângui părul tău de frunze moarte, părul tău de aur roșu și de soare întunecat. Mă mulțumesc! Câteva cantene din George Tocărceanu, Rapsodii de toamnă. A trecut întâi o boare pe deasupra viilor și a furat de prin pomare puful păpătiilor. Cu acorduri lungi de liră, i-au răspuns fânețele. Toate florile șoptiră, întorcându-și fețele. Un salcâmp închis pe munte, mândru ca o flamură. Tolții frunzelor mărunte s-au zis pe o rambă. Mai târziu, o cotofană, fără ocupație, a adus o veste în goană și a făcut senzație. Cică munte la poparnic, plopii și răsurile, spun că vin un vânt de iarnă răzbălind pădurile. Și auzând din depărtare vocea lui tiranică, toți ciulinii de cărare, fug cuprinși de panică. Zvonul când vezi coboară, colo, jos, pe mlaștină, s-a întâlnit un cu zecioară, cum de tlani de pe și dintre altă triaruncă, altă veste stranie, ca o pornit-o peste lângă strunzele în gejanie. Mulțumesc! Mai știu că nu ne mai... O vedim să... Așa. Doamna Mitroi, da. Nu colezon, ci colegiile despre care, volumele despre care v-am spus, două voci politice valoroase, aș spune eu, făcând firesc legătura cu grupul Metafore Comăneștene, de aceea am să las la urmă pe, mă rog, a doua lectură, doamna Magrabur, încep cu doamna Tinca Tamaș Pavel, cu volumul Petale pe suflet. Și poezia este Toamnă Ruginie. Pașii mei rătăcitori pe străzile pustii, mă poartă spre tine tot așteptând să vii. Tulburător e cerul atât de luminat, îmi pare că s-a acolo, ca în astru așezat. Visul se destramă când mă lovește un gând, iar inima în tresare se frânge, iar eu plâng. Aștept în ziul noapte, dulcea mângâiere, vântul suflă rece, mă sfârșie durere. Doar frunza îngălbenită, ce ușor plutește, încet se așează și sufletul încălzește. Iar licuricii nopții, din cumă a dispărut, se mai aude în noapte, doar unul rătăcit. Cobor de frunze stinse, pe altar am așezat, căci toamna asta este, cu bronzul afișat și păsări călătoare din aripi fluind, luând cu ele vara și o fulă primând, cea plânge după tine și fericită amor, voi străjui pe poltă cu vise și al meu dor, când zorii ori trimite lumina aurie, vei auzi departe o dulce sinfonie. Orchestre triunfale iarăși vor concerta, ne vor fermeca toate și apoi munda sa. Cu timpul s-o pierde, verifica poveste, noi vom rămâne vecinici printre iubiri celeste. De la doamna Vandrabur, din volumul Privighetorile nu plâng, e semnul toamnei. De atâția bobi maculați cu rouă, fântând cu ciuduri vechea originiți, și cum până din lemn părăginit de grinerea cerului când o plouă, de atâta primăveri trecute în grabă, parcă basma nu stă bine pe cap. De ce am fugit cândva, nu pot să scap, de gol mă da argintul mie în podoabă. Răsare tot mai des și tot sporește, în floarea gheții pe malul de râu, cum doina în fluier, macii roșii în grâu, așa de mult la tâncă nu florește. Iese un toamne mirosind în palme, de cere am ceva adormit pe grinz, mis umbre ce se joacă în oglinzi, cu anii bămuiți, ridicat.
nu mai dăm de capă. Mădălina Mirun va aparține încheierea acestei serii. Aș vrea să-i dau punctul revoltare, să-mi spun un poem. Și apoi, cum doriți fie, dar îmi plătești un poem și apoi îl rog pe unchiul meu sau îl rog pe el și încheie un poem? Deci, un poem și un cântec, da? Da, încheiem cu cântec. Minunat, să încheiem cu cântec, să avem inima plină de armonie. Bună seara, numele meu este Stoian G. Bogdan. Sunt membru al Institutului din România și mai am și alte calități. O să vă citesc din ultimul meu volum de poezii, Când inspir mă iubești, când expir mă ador, o poezie de toamnă intitulată Octombrie. Octombrie, ce aromat sunt strugurii și via, ce prezență de galben, ruginiu metalic verde și început de splin. Abia aștept să beau din aurora lor esență, ciocnind întâi cu ochii tăi, apoi cu tine în cinstea fericirii, pupele de vin. În aerul ușor neliniștit de sub gătea toamnei, abia aștept adânco să-ți arăt livada mea, unde curg mere fermecate, nuci cu miez de aur, perje fulgerate și unde, ca prin nei, când te sărut, o să te fac cișmea, cișmea de note muzicale. Acolo, pe cărările de printre căpădiile și cele lente flori de câmp uscate, ceva misterios te voi face să simți, ceva de care o să-ți amintești cu bucurie și dulci reverberații o să le simți. Ceva ce simt doar fetele crescute în palate, ceva cu tainice vocale. Iar când, urcând, vom ajunge la pânărie și vei vedea înăuntru ce împletiri poate crea natura, atunci nu vreau încă să-ți fluiere toată făptura. Eu o să vreau să mai descoperim multe din fantezia mea. Și vă mai citesc o poezie, nu s-a mai... Da. Vă mai citesc o poezie în încheiere, o poezie nouă care nu e publicată încă, care nu are titlul. Și florile încep să zboare cu petalele și se desprind de pe tulpini susceptibile de desfășurare, fantezie. Dansează în aer liber, făcând revelie minunat, pentru că am reușit cu adevărat și stelele mari înțelepții mortale a tot știutori se lasă văzute aedra pe cerul clar. Toate zonele de fericire eternă, toate paradisele zeilor, tot tezaurul astral, vizibil perfect, toată efulgența lumilor strălucinează cu aura de mister infinit. Florile se învârt spre cerul de peste tot, totul înflorește, se înalță floralul absolut. Cerurile clare, primind acest prinos de mulțumire pentru că am reușit să fac toți greile să cânte acum. Cât mă iubești, cu curcubee pe cerul gurii, iubirea ta ca un cobor zburător, te mă săruți și mă faci să mă simt pur, tânăr și cu viață veșnică. Oglindesc toate stelele, oglindești toate cerurile. Și pentru că provin cu dorința vorbării dumneavoastră să-mi citesc poemul, vreau, poate ca un strop de revigorare, să vă propun un exercițiu, pentru că așa se numește poemul.
Exercițiu. Între două umbre taie lumina miezul zilei din cuvânt. Sacadat lovește sensul literele închis ca între patru linii de fier rotunjit ascuțite, sufocat de exodul rațiunii. Între două litere taie sensul miezul cuvântului din ziua. Ondulat curge focul peste umbra strivită între două crengi de aur chircit răsucite, domolit de metafora serii. Această întâlnire, fără doar și poate, a fost o metaforă a serii și a sufletului.
Ștefan, dacă am zis bine. Eu zic așa, că trebuie să facem sesiunea de iarnă, undeva prin ianuarie, atunci învățați versurile și cântăm toți. Nu plecați pe seamă, afișăm pe care a karaoke. Vă mulțumim frumos, vă așteptăm.